Cel mai
partener Anton Constantin. Sacrificiu, o promoție fericită, zic eu, care ați început pe o lege a învățământului și terminați pe alta. Care nu schimbă prea mult deocamdată în cariera dumneavoastră și în parcursul dumneavoastră de acum încolo, dar a lăsat niște urme pe noi mai multe. Iată și acum lipsesc dintre noi niște colegi pentru faptul că sunt implicați în a da niște răspunsuri, cu vorba de domnul prorector Șervan, care coordonează o comisie mare pe universitate, pentru a da niște raportări în concordanță cu noile prevederi ale legii învățământului. Dar asta e altă poveste. Asta ne-a încărcat pe noi administrativ. Eu vreau să vă spun că ați comis o mică eroare la început, începem cu o critică, în care ați spus că seria de la Vâlcea și seria de la Pitești. Așa. Nu există seria de Vâlcea și seria de Pitești. Da? Există doar colegii noastre care au domiciliu în Râmnicu Vâlcea. Dar asta este altă problemă. Avem aici? Ia uite. Noastră sunteți aici reuniți spre bucuria noastră. Promoția 2011 a domeniului electronică și telecomunicații cu cele două specializări. Acesta e un lucru fericit, sau mai precis, cu două programe de studii. Electronică aplicată și rețele și software de telecomunicații. Așa că, așa vă privim noi, nu vă privim ca pe seria de Vâlcea, seria de Pitești și așa mai departe. Da? Sunteți toți o promoție, aceeași promoție.
și când o să ne revedem după nu știu câți ani, tot așa o să vă convocăm. Bun. Acum, ce să vă spun? Potrivitele sfaturi la sfârșit de drum. Un student ne spunea odată, un absolvent ne spunea nouă odată când ne-a invitat la o astfel de manifestare, că am terminat și noi o bucățică de școală. Nu știu, s-ar putea să fie chiar. Da? Vă invităm la cursul festiv după ce am terminat și noi bucățica asta de școală. Mi-a plăcut treaba asta, pentru că, într-adevăr, a fost doar un parcurs. După aia ne-am întâlnit la master și probabil că am mai făcut și alte cursuri pe unde, pe unde l-a purtat viața. Așa că și dumneavoastră ați parcurs o bucățică de școală. Da? Vă așteptăm în continuare să vă aruncați cu tot sufletul în, în universitatea aceasta și să urmați oferta educațională pe partea de mastere, traiectorii mai sus în doctorate, sau oriunde doriți dumneavoastră să urmați o carieră, dar mi-ar plăcea să fie tot în inginerie, pentru că asta vă definește, cred. După ce vă definiți ca inginer, cred că puteți să abordați ce vreți dumneavoastră și în domeniul afaceri, financiar, poate unii ați început cu astea, da? Că astea aduc banii mai repede. Dar eu vă spun că, de fapt, concepția unui bun conducător, a unui bun manager, a unui om bine așezat într-o societate, este cea de inginer. Adică cel care gândește soluția, cel care o proiectează, o testează și, pe urmă, îi dă viața. Și are satisfacții imense, mai ales în profesia dumneavoastră, care lucrurile gândite, prototipizate rapid, arată că funcționează. Apoi, cât de bine vor fi ele implementate în piață și vă vor aduce venituri din asta, rămâne de văzut. Acolo mai este și politică. Da? Însă satisfacțiile dumneavoastră pe primul traseu al nașterii unui produs sunt imense. Nu mai lungesc, înțeleg că sunt mulți vorbitori la rând. Închei prin a vă ura mult succes în viață, să fiți perseverenți în ceea ce vă doriți, să nu vă lăsați abătuți de la crezul dumneavoastră, ci mai ales să comunicați. Sunteți din zona aceasta, telecomunicațiilor. Comunicația și comunicarea este foarte importantă. Păstrați colectivele pe care vi le-ați format, cercul de prieteni și încă o dată vă adresez rugămintea administrativă de data asta. Nu uitați să vă înscrieți pe site-ul alumnii al Universității din Pitești. Da? E acel spațiu virtual în care dumneavoastră o să vă treceți cu datele și peste ani o să știm pe unde mai sunteți, unde ați ajuns. Deci, o să rămâneți în comunitatea aceasta virtuală. Și pentru părinți vreau să spun o vorbă, că i-ați suportat din toate punctele de vedere să ajungă aici. Noi vă mulțumim. Poate că aveți și dumneavoastră să ne spuneți și nouă câte ceva așa și am. Chiar am fi curioși să cunoaștem părerea dumneavoastră, feedback-ul dumneavoastră. Și pregătiți-vă să fiți alături de ei în continuare, să-și realizeze visele și să se pregătească atât cât se poate. Deci depuneți tot efortul, că toți suntem părinți și cam asta facem. Vă mulțumesc, încă o dată succes! Și cum este o vorbă că toată lumea nu e egală, ci șansele ne sunt egale. Asta se întâmplă și aici. Șansele ne-au fost egale până acum. De acum încolo vedem ce facem.
vă urez succes în continuare, ca să puteți să faceți multe, pentru că acum aveți mai mult nevoie de noroc, de succes, aveți nevoie de sănătate, de tot ce vreți ca să obțineți ceea ce v-ați propus. Nu mă îndoiesc că veți obține ceea ce v-ați propus, dar nu uitați că între timp puteți să mai continuați și modul cel mai firesc este să continuați să faceți masterat. Vă stăm aproape cu cele 4 specializări pe care le aveți masterat, la care doriți și unde să vă fie mai mult de a vă urez succes! Să clădiți totdeauna, pozitiv, constructiv, da? Să vă cerem drepturile atât cât considerați că sunt, să nu renunțați niciodată la luptă, să fiți optimiști, pozitivi, în viață. Da? Acum, ca să fie așa într-o notă mai glumeată, să zic așa, vă povestesc cu cerutul drepturilor ăsta. Prânca la București. Și în anul întâi dădea la matematică cu primatul un profesor Sănășilă, care mi-a fost și mie profesor. Așa. Și vine și îmi spune a doua zi ce s-a întâmplat. S-a dus la domnul profesor și l-a contestat că mi-a dat nota 8. Și avea și motivații. Spunea că nu s-a uitat în lucrare. Eu m-am îngrozit când am auzit așa ceva. Că el avea văzut că fusese conturile înduite și erau la fel de înduite. În sfârșit, nu am comentat cu el acum, comentez cu dumneavoastră, dar m-am îngrozit. Și ce-i făcut mai departe? Păi mi-a zis să stau în spate. S-a uitat peste foi și mi-a zis o virgulă, nu știu ce, un X, un Y, nu știu ce, pătrat, așa, merg în bancă. Și la sfârșit. Și ce-i făcut? Păi am plecat până la urmă, că am văzut că adică trebuie să știți să și cedezi la un moment dat, cât e problema, da? Deci aveți mare, cum să zic, mintea deschisă, atenție la tot ce se întâmplă dumneavoastră și vă ajută Dumnezeu să fie bine. Niște diplome pentru domnul profesor care am apucat un pic.
mult respect și mult de mulțumim. Am vrut și un profesor Răzbe, care am avut primul semestru. Observ că pe lângă absolvenți mai sunt și părinți. E bine, e bine dacă mai veneau și pe parcursul anului. Așa? Vreau să vă spun că acest moment pe care astăzi îl trăim împreună este un moment cu totul deosebit. În viața absolvenților, în viața părinților și în viața profesorilor care s-au auzit. Vreau să spun că am venit cu doi invitați, așa se face. Aici pentru mine, la cateză a fost un real ajutor, ca și părinți spirituali care i-au ținut. Profesorul Voicu. Profesorul Miroi, conducător de doctorat și care sigur a mântuit. Sunt mai mulți oameni care astăzi nu sunt aici și pentru care eu personal vreau să le mulțumesc în numele dumneavoastră. Vreau să le mulțumesc la toți, pentru că cred că toți ne-ar fi convenit sau ar fi dorit să fie în cu dumneavoastră. Da, spațiul este destul de mare, eu zic că pentru toți era un loc în această zonă. Din ceea ce am văzut, că provenții s-au manifestat cu ocazia unui tipul, în care a fost semnată. A fost semnată cu deosebite sinceritate. Sincer vă spun și vreau să spun că am trebuit să știu să aprecieze munca comunitară. Mă bucur foarte mult, am văzut ceva frumos și dacă mi se povestea, parcă nu era supărat. Dar dacă tot am simțit-o și am văzut-o, am zis să fie binecuvântat. Vă spuneam că ceea ce se întâmplă astăzi nu înseamnă că se termine ceva, nu se termine nimic. Va începe altceva.
va începe altceva, însă marcat de ce? Marcat de multă responsabilitate și o simt după felul cum v-ați îmbrăcat, după felul cum privit și după felul cum simțiți asta. Deci, în primul rând, sunteți deschiși. Așa nu v-a fost jenă ca părinții să vă însoțească în această zonă. Am văzut, a fost situații când am văzut și treburi care nu trebuia să le văd, dar eu pe mine mă bucur ce văd aici. Deci, momentul de zile de astăzi, acest moment, în special, momentul ăsta, așa când trebuie să te arăți în fața cuiva și să stai de vorbă cu cineva, este marcată de totdeauna de responsabilitate, de sinceritate și de viitoare implicare vorbă. Evident, excursia, traiectoria profesională a fiecăruia o face simplu. Dacă nu s-a înțeles că în universitate, întotdeauna această traiectorie e construită de persoane. Profesorii ajută. Profesorii ajută, profesorii deschid laboratoare să fie accesibile pentru student și dacă se poate să mai împrenăm și la alte activități, unde oficiale, alte neoficiale, unde altfel am avut o serie întreagă de acțiuni suplimentare. Apoi am avut activitatea Radio Club, care a fost o activitate deschisă și cred că a mai fost și alte tipuri de activități pe care colegii noștri le-au făcut de foarte. Spunea domnul de prea mult lucru. Ați început cu o lege și terminați cu alte lege. Dragii mei, dacă aceste legi se schimbă pe parcursul fiecărui an sau lungă de activitate școlare, este o singură lege care nu s-a modificat. Legea credinței în Dumnezeu. Și în ceva sfânt. Copiii noștri să creadă în ceva bun. Pentru că, câteodată, așa bine, mă tem să privesc un om care nu se teme de nimic, care nu mai crede nimic și el nu are încredere să pornească motor de întâlnire să consume combustibilul ăla bun. Și frumos cu multă eficiență. Eu vă spun un lucru, este extrem de important să contați pe dumneavoastră. Pentru că, nu știu, nu găsesc o altă resursă energetică mai bună decât aia de interior dumneavoastră. Numai că aia nu se adună, n-aveți ființa de o adună. De o adună și de o aplasa, acolo nu este. Să știți că energia există, plutește undeva, nu intră în locul, reușește o captăm, nu știm ce o drept, pentru că energia se transformă. Să le mulțumesc părinților care s-au trăduit în felul lor să vă ajute să fiți în școală și colegilor mei care au, sper că au făcut o prestație pe măsură. De mult vă mulțumesc la tot. Doamne.
Angel Georgiana Narcisa. Mai bună.
Da,
Și nu-mi vine, dar hai, mă,
Thank you.
cine să trăiască, cine să trăiască, acuția. Domnul să trăiască, domnul să trăiască, acuția. Și dacă promoția domnuște, s-ar putea și sper ca vorbele mele să se împlinească, adică, într-adevăr, urările mele să aibă o finalitate și, într-adevăr, să vă bucurați de meseria pe care v-ați ales-o, de diploma pe care, peste câteva zile, săptămâni, cam așa ceva săptămâni, probabil și, zic eu, sigur o să o obțineți. Păi, da. Să vă mulțumesc pentru seara foarte frumoasă. Sunt eu puțin așa obosit, am intrat în antrenul vostru, dar mi-a făcut plăcere să vă privesc. A fost deosebit. Și încă un anunț acolo la sfârșit. V-am promis acea vizită la angajatori.
O să vă cer îngăduința ca această vizită să o amânăm pentru o săptămână, peste o săptămână, adică dacă v-am spus zilele de 27, 28, 29, 30, ea va avea loc 5, 6 și 7. Motivul este legat de achizițiile care trebuie să se facă și care nu se pot face până pe ziua de 28. Deci, probabil sau sigur, luni o să avem un anunț. Yeah.